Sunt primarul Comunei Olari din anul 1996. Am candidat din partea PSD-ului, iar acum anul acesta voi candida din partea USL-ului, PSD, PNL, PC. Sigur, în aceste patru mandate au fost și ajunsuri și neajunsuri. Aș vrea să vă spun despre comuna noastră, că este la 5 km de orașul Suntana, la 30 de municipiul Arad. Este o localitate preponderent agricolă, ocupația locuitorilor sunt cultivatori de cereale, creșterea animalelor, cultivă legume. Când am venit primar, toate străzile din Olari erau desfundate. Deci, efectiv, era teren de pământ. Pământ, ulițile erau de pământ. Am început cu pietruirea. Ca după pietruire să asfaltăm. Deci, avem asfaltat în localitatea Olari acum, la ora aceasta, 40%. Dacă Dumnezeu ne ajută și voi mai reuși să mai iau și mandatul 5, cu siguranță voi vrea să asfaltez toată localitatea, vreau să fac canalizare, iar pentru locuitorii din satul Sintea Mică, unde și lor le-am pietruit totul, le-am pus la punct iluminatul public, am înființat un serviciu de salubritate care din păcate n-au mai venit la un moment dat din cauza unor neajunsuri. Respectiv, unii cetățeni au plătit, alții n-au plătit și atunci s-au creat niște diferențe de bani la plată și n-au mai venit, dar va intra în anul acesta, va intra master planul de colectare a deșeurilor județean și vom fi preluați de alte firme. În anul 2011 am realizat reparația capitală a căminului cultural din Olari. Respectiv, am început de la acoperiș, l-am acoperit, i-am schimbat acoperișul, l-am tencuit exterior cu tencuială structurată, interiorul i-am schimbat tavanul pentru că căminul are 30 de ani, s-a deteriorat în acest timp, am rașchetat parchetul, am vopsit scaunele, am schimbat tavanul, cortină, fundalul de la scenă, biblioteca, grup social de interior, i-am făcut modern, sala unde se dezbracă și îmbracă, mă rog, să pregătesc artiștii pentru a intra pe scenă. Așa, la școala generală din Olari am realizat anul trecut un teren de fotbal, de sport, cu o suprafață de 820 de metri pătrați. Anul acesta am mai realizat plantarea 48, număr exact, vă spun, de pomi ornamentali, respectiv albiția. Am făcut 350 de metri pătrați de pavaj. Urmează ca săptămâna viitoare să mai realizăm încă 180 de metri de pavaj. La școală cu clasele 5-8 din Olari, grup social, unde din păcate am avut conflicte cu directorul școlii, pentru că după ce l-am realizat, n-au vrut să lese pe copii să intre în WC în ideea că îl murdărește. Așa, deci, la grădiniță, grup social, acum avem în plan să realizăm în satul Sintea Mică, iar la satul în Sintea Mică, nu știu dacă, nu vreau să mă repet, dar avem proiect pentru introducerea apei potabile. Despre locuitorii Comunei Olari, aș putea să vă spun că ei se ocupă cu agricultura și, dar aici avem un avantaj mare, că a venit pe raza localității Olari și a arendat terenul de la oameni, fratele meu, respectiv directorul Dimitrie Musca, de la Combinatul Agroindustrial Olari.
Deci a arendat tot terenul, avem niște culturi de excepție în anul acesta. Oamenii sunt foarte mulțumiți, întrucât ei, din păcate, mulți sunt bătrâni care nu mai pot să-și muncească terenurile. Ori venind, îl muncește. Tot el a deschis un punct de colectare a laptelui, tot pentru locuitorii comunei Olari, și un magazin de prezentare produse ce le obține la abatorul din Macea. Pot să vă spun că la hectarul de teren arendat pentru combinat, cetățeanul primește 1000 de kilograme de cereale sau, dacă dorește, banii, după cantitatea de cereale ce îi revine. Deci, în localitate s-a mai construit o brutărie, deci cetățenii nu mai sunt nevoiți să apeleze pe la orașul Sântana sau eu știu pe unde să meargă după pâine. Este o brutărie care se face, în care se face pâinea proaspătă zilnic. Pentru viitorul mandat îmi propun să asfaltez toată localitatea Olari. Îmi propun să fac o canalizare. Doresc să amenajez școlile neapărat, țin neapărat să le aranjez. Adică în ce sens să le aranjez? Să le tencuiez, să le zugrăvesc, să le modernizez, întrucât este necesar. Sunt vechi și nu și-a mai dat nimeni interesul practic. Deci, din păcate, domnul, din fericire mai exact, directorul iese la pensie și nu l-a mai tentat să facă nimic pentru Olari. Dânsul nu este din Olari și nu prea îl tentează localitatea Olari. Ieri am fost la Simeria și am comandat o troiță din marmură albă pentru eroii comunei Olari, care pe 20 mai o vom monta în fața bisericii. Eu tot timpul am ținut la curățenie și mă supăr pe oricare copil când îl văd că aruncă pliculețul de la laptele care îl primește la școală sau coceanul de măr, le aruncă pe stradă, mă cer cu ei, îi rog și le spun că nu e bine ce fac, că tot timpul țin la curățenia localității, pentru că am fost într-o localitate, am fost în America, am fost în Germania, dar dau exemplu mereu o localitate din Austria, vecină aici, cu care colaborăm pe linie de pompieri, și o localitate mică de 250 de locuitori, care, ce să vă spun, cam pahar este, frumos, totul aranjat, tot tuns, gazon aranjat. Și atunci am luat modelul, zic, uite mai la astea, se poate și la noi, nu? De-aia am încercat să ne apropiem și noi de... Deci oamenii în comuna ăla sunt foarte disciplinați, sunt harnici, deci eu am o încredere foarte mare în locuitorii comunei Olari. Deci sunt și tot timpul au fost așa, nu acum, și chiar pe vremea lui Ceaușescu. Deci oameni harnici. Și în localitatea Olari avem și două formații de dansuri populare, două ansambluri, băieții mici pe care îi cheamă Ghiocelu și ansamblu Spicul. La ansamblu Spicul am acum comandat 10 perechi de costume populare, băieți și fete, la Cluj. Pe data de 5 mai putem să mergem după ele, că vor fi gata. Deci le-am cumpărat costume naționale autentice din zona noastră. Ei, Sandacane, ce faci la lucru? Dacă se pe doamna de la anchetă socială. Se face vremea bună? Dar o să faci. Uite, asta l-am făcut. Bună, și pomii aia. Aceasta va fi o clădire a bisericii care va găzdui nunți, pomeni, botezuri, toate evenimentele de aici. Va avea 200 de locuri, și o sală de o bucătărie. Sus vor fi câteva camere pentru... Dacă primim musafiri, eu știu de unde, din Austria, din Franța, mai veneau în fiecare vară, veneau niște cercetași din Belgia pe la noi. Și o să-i cazăm aici. Este sponsorizată de directorul Dimitrie Musca. Preponderent.
Acestea sunt trei celule de siloți care adăpostesc când sunt pline 12.000 de tone de cereale. Sunt construite de investitorul Caiolari, venit Dimitrie Muscă, și astea sunt făcute în ideea de a nu vinde la recoltare cerealelor, de a nu le vinde imediat. Sunt depozitate aici, cum se vor vinde când prețul este bun. Gândirile au, dar trebuie experiență, trebuie un om care să vadă situația și să se crescuce născut aici în țară, să se cunoască posibilitatea oamenilor, nu numai să fii primar, nu oricine poate să fie. Să știi, ca să fii primar trebuie un om ca să cunoști comuna, să cunoști fiecare domnul Muscă Ștefan, a cunoscut fiecare om în parte. Înainte, care nu a fost domn primar, o făcut la care va, nu a făcut nimic, se vede, nici drumul nu a făcut. Lucrurile reale din făzită. În rinul ăsta noi, dacă nu ne ducem așa, poate peste câțiva ani de zile depășim Băsântala. Cu siguranță, cu siguranță. Depășim Băsântala, deci, o să ajungem o... Dar îmi doresc, așa îmi doresc să fac. Să cunoaște că se face. În fiecare an, în fiecare tot. Mi spun sărac și eu și... O om ca om, el că om sărac, ajută oamenii, domn primar. Ia domn primar, semnează, ajută domn primar, nu-i om de la să nu semneze. Eu mi s-a redeam, dar eu la Arad, la Falcă, când m-am dus, m-a refuzat, dar domn primar nu. Bun. În continuare, mai 5 ani. Să vă domnul Muscă, votăm. Ține dispensarul, vezi că multe părți s-au desfințat, el a făcut ce-a făcut și l-a ținut dispensarul aici, nu l-a vândut. E un lucru extraordinar de bun. Uite ce trotuar, cât primar a fost de 40 de ani, nu cu mine, așa trotuare frumoase. O asfaltat câteva șosele, un lucru extraordinar de important. Altul mai bun nu găsim. Și cunoaște oamenii născuți de aici, părinții. E o extraordinară, o treabă bună ce s-au făcut în comuna asta. Merită să rămână mai departe aici. Uite ce pom frumos în ăsta, că numai în oraș găsești. E ca un oraș, mâine, poi mâine, Olariu arată ca un oraș. Și ce frumos sunt tot, nu? E o lucru extraordinar. Foarte bine încurajat și Camino Cultural, da. Acoperișul, de ce probleme. No, asta e mai o lecuță, că puțin tineri. Asta. Și tânării au mai plecat la oraș, mai una, alta, și acum e puțin tânăreața. Și atunci și căminul îi vine și... Un om mai bun nu o să fie și nu știu cine ar fi mai bun ca dânsul. Avem primar bun, da, asta e adevărul. Au făcut cât au putut, ce au vrut și frumos și noi suntem mulțumite cu el și tot pe el îl vrea. La alegem din nou. Da. Cum mai bun, nu știu, dacă în fruntea satului ar putea să fie altcineva. Să fie în continuare de pe el. Noi avem după el. Să facă multe lucruri, au făcut multe lucruri și o să mai facă. Cine ar fi făcut ce-a făcut el? Păi cu bine. Cu primăria, au făcut căminul, au făcut foarte multe. Nu făcut nimeni ce-a făcut el. Da. Drumurile tăte le-au asfaltat, avem apă, avem cablu. Avem de ce ne trebuie. De tăte. Avem dispensar. Avem căminul cultural făcut curat. Școlile tăces cu nu știu dacă era altă, dacă se făcea ce-a făcut el. Avem becuri aici pe tăces stâlpurile. Îi tătâlc lumină ca ziua noaptea. Ei nu întoarce spatele la nimeni. Da. Nu întoarce spatele la nimeni. Orice dorești, mei la el și vorbește frumos și... Ce să vă mulțumesc? Sigurat că nu-l mai dorim. Foarte multe ne-au făcut. Foarte, foarte multe. Cum ar fi? Uite, pe străzi ne-a băgat curea, ne-a făcut șosele, ne-a pavat, ne-a... Căminul, sfatul. Multe, multe, multe au făcut. Ce putem să spunem? Rezultatele lui se văd, domnule. În comună s-au asfaltat, se face acum cu ajutorul primarului și cu ajutorul domnul Muscă, asta bătrânul, directorul de la curte, se face casa asta, casa pentru toată comuna, unde se vor putea ține nunți și alte minuni. Plus, asfaltat, trotuarele care se fac
că avem brutăria, că avem nu știu ce tot, datorită familiei Musc. Dacă vă uitați de jur împrejurul satului, parcă e o mare verde. Recoltele care, din care beneficiem și noi. Și domnul primar, și domnul inginer, director, foarte mulțumit. Holdile stare, ca lumea, îngrijite. Ce a fost, cum a fost înainte.